Un tânăr internat într-un spital din Aiud este nevoit să își împartă salonul cu șoarecii și gândacii. Filmulețele în care este prezentată starea jalnică a spitalului au fost surprinse chiar de către pacient și au fost postate pe rețelele de socializare, unde în scurt timp au devenit virale. Un pacient al Spitalului de Pneumofiziologie din Aiud a postat pe o rețea de socializare o filmare în care a surprins un șoarece care căuta mâncare în salonul său. Și acesta nu este un caz izolat. Pacientul susține că acesta este doar unul dintre cei 5 șoareci care l-au vizitat în spital. Șoarec în spital din România, uite. Cum arată un șoarec la noi în spital. Tot în acest spital, tânărul a filmat o urechelniță care se plimba nestingherită în paturile pacienților. Conducerea spitalului nu neagă existența șoarecilor și susține că acest lucru se datorează faptului că spitalul este amplasat într-o zonă în care trăiesc rozătoare. Directorul spitalului a mai spus că unitatea are un plan de dezinsecție și de ratizare, iar aceste operațiuni au fost realizate conform normelor sanitare. Pe de altă parte, pacientul susține într-o postare pe pagina de socializare că administrația spitalului încearcă să normalizeze cazul. În această dimineață, la vederea materialului cu șoarecele, administrația spitalului încerca încă de la primele ore să mușamalizeze cazul, împrăștiind o travă de șoareci în saloane. Cazul a ajuns și în atenția autorităților. Direcția de Sănătate Publică Alba a declanșat o anchetă în acest caz.